așa zis, politicieni, care deja ne făceau aliați cu Dodon, cu Șor. Există un nemernic, altfel nu pot să-i spui, care insistă pe o prostie, cât el de mare și de gras, așa că, cât tot concursul de la procuratură, care spune că, iată că pe Năstase îl folosește Plahotniuc. Iar acest nemernic, a cărui nume nici măcar nu vreau să-l pronunț, fraților, el nici măcar nu știe ce debitează. Acest nemernic nu a avut niciodată nimic de suferit de pe urma lui Plahotniuc. El nu știe cine este Plahotniuc în realitate. El nu știe de ce este în stare Plahotniuc. El nu știe nici măcar un gram, un pic din ceea ce a suferit familia mea de pe urma lui Plahotniuc. Și acest nimeni îndrăznește să afirme că Andrei Năstase este folosit de Plahotniuc. Acest nimeni pe această lume, în vârstul copiilor mei, de 20 și de 19 ani, care de 7 ani de zile sunt prin străinătăți, din cauza acestui Plahotniuc. Iar acest nimeni îi spune față de copiii mei că tatăl lor a fost folosit în două rânduri de Plahotniuc. Tatăl lor care stă departe de ei în continuare, muncește din cât poate el, zilnic, să salveze această țară, să o salveze de haos, de pandemie, de sărăcie, din nesimțire, să o salveze de indivizi din ăștia care au dezbinat de-a lungul timpului cât au putut. Iată cum stau lucrurile.